La un X, triple kill pentru la un X, bătănâși el cu o eliminare. Xelo aici arene pe Valencio, sare direct de la balcon, vrea să se ucidă acest băiat. Valencio și cu MBQ, ambii cu o eliminare, pică Raga și Xelo. 5 versus 3, au picat Galile. Pentru Nexu, spică și Lau și bătână eliminate același Valencio, Rene, ultimul rămas în viață. Un anti-eco, se recuperează un AK. Prinz Rene de Capson, 1 la 1. Se intre Nexus la B. Și cred că asta o să se întâmple. Îl prinde aici bătână pe Fida și îl mai iau pe MBQ la Saci. Elimină Raga. 3 versus 2, nu au bomba. De fapt au bomba, dar vine Rene cu ea. Eliminat Raga. Și Rene ultimul rămas în viață, un Deagle. Eliminare pentru Rene, double kill pentru Rene, 1 versus 1. Are și armură și Galil. Nu cred că îl știe Rene, nu-l știe Rene că e în spatele lui. Și îl prinde Capsan aici pe la spate pe Rene, elimină 2 la 1. Ce Xia? Asta vreau să. Elimină la unix aici pe cap să nu pică sniperul, dar vine înapoi la B. Are pe jos Valencio. Mamă, reușește aici Fida, double kill-ul, pică Raga, face triple kill-ul Fida. NBQ și el cu eliminare, ultimul rămas în viață la unix, se duce direct la... Da, îl prinde aici, îl elimine și cred că o să... 3 la B, în momentul de față sunt 3 jucători aici. Îl prinde Lau pe NBQ, mai are un jucător în smoke, le elimină la un X și pe Z. 3 versus 5. Prins aici Rene de către Capson. Tele lor, asta s-ar putea să fie o mică problemă aici. Xelo prinde pe Valencio, le elimină, mai un jucător în rie. Aici sunt, cred, tocmai pe bridge. Destul de greu. Îl elimină pe Fida aici și salvează. Mai primești la un X acolo, încă un nade eliminat. Se luare cu... Și intră Nexus pe site-ul ăla aici, Rene. Pică și Raga ulterior, elimina și BTN, ultimul rămas în viață, Xelo. 1 versus 5, doboară doar un om, eliminat după 6 la 2. Vine în librărie Fida, primește smoke-ul, îl prinde pe BTN, pică și Raga, bomba este știută deja în lung. NBQ îl omoară pe la unix de la nisip mic, pică și Xelo. 7 la 2. Hai, 5 versus 5, îl prinde aici Lau pe Z, molotov direct. Așteaptă supraextenderea aici a lui Fida. Îl prinde pe Fida direct prin acel perete. Și Capson ar fi putut. Și se rupește pasările înapoi. N-a eliminat Valencio aici. Și cred că merg pe... Se meargă pe save. Are un jucător la Yo-Yo. Pică Capson și ultimul în viață, NBQ în ruine. Prins și el aici de către BTN, eliminat. Să vedem, recuperează aici. Au băieții bani să... Capson aici, ce agresiv în mid, îl prinde pe Raga. Sunt și cu Valencio, a pasat aici pe Rene și eliminat în cele din urmă. Pică la un X cu BTN. Și la intro nu se afirma atât de bine. 9 la 3 scorul, dacă ar lua această ar fi ok. Eliminat aici Raga de Z, pică și Rene, la un X cu refragul pe Z. Dar nu trebuia să fie lăsat aici să facă double kill-ul. Hello, destul de close range aici cu Polarul. Eliminat și el și la un X ultimul în viață. Elimină un singur jucător, dar îl prinde Capson cu Polarul care nu dă șansă aici, când a trecut. Îl prinde aici BTN pe Capson la un X, face refragul pe Fida. Dar aici ar fi o problemă, dacă pușează Z banana o să observe bomba posibil. Și nu se întâmplă acest lucru, eliminat de Xelo. 10 la 4. 2 jucători pe banana de la Nexus.
prins aici la un X. Dar reușește și Rene să, să restabilească din nou egalitatea numerică. Raga aici foarte aproape să prindă doi jucători. Ford Capsan cu sniperul. Primește flash-ul eliminat de Rene și se întorc înapoi înspre PNPQ-ul, încasează tot jucătorul cu echipierul lui. 4 versus 1, NBQ ultimul. Îl prinde aici. Bitine în lână 10, de la pe Valencio acolo în short, văzut de Xelo. Îl elimină în cele din urmă. Au avantajul numeric până în momentul de față Nexus, mai au încă 3 jucători în ramp, pic acolo Rene. Și se îndreaptă restul de 4 jucători către site-ul B. La un X, un frag pentru lui și încă unul pentru Xelo, până acum double kill-ul la... De fapt, nu, are doar un frag Xelo. Rene le eliminase pe Valencio la început de rundă. Raga, din banană, îl prinde pe Fida. Zed, ultimul rămas în viață, 1 versus 3. Prins, eliminat de Raga. 10 la 6. Reușește foarte multă pagubă. La un X ar trebui să-l prinde aici la un X. Se întâmplă acest lucru. Pică Fida și cred că se face split-ul către site-ul B, Xelo și el cu fragul pe Z. 5 versus 3 în momentul de față. BTN și cu la un X pușează dinspre site-ul B aici. Poți să mai prinde un jucător. Pică Valencio, pică și NBQ. Caps în ultimul în viață, eliminat și el. O să vină o rundă foarte rapidă din partea acestora. Ajunge acolo Valencio la pool, văzut și eliminat de BTN. Încă un frag pentru el, eliminat ulterior. La un X, ultimul la side-ul B. Se bagă acolo Capsan peste el. NBQ și el cu un frag. Ultimul în viață, Rene. Lucru, expiră smoke-ul. Double scope pe acesta. Observat, Rene, eliminat. 11 NBQ. E cunoscut aici la site-ul B, la un X, se bagă prin acel smoke. Îl prinde acolo pe... Apartamente nu vede acolo absolut niciun jucător și vin flash-urile. Fida și el se cat acolo până la 67 alături de Zed. Raga și cu Rene, ambii fac eliminările acolo. Mai mult Raga care reușește să facă triple kill-ul. Ultimul în viață Zed. BTN cu Xelo vin din short. Îl prinde acolo BTN, îl elimină. 11 la 10. Au 3 jucători spre site-ul ăla. Îl prinde aici Rene pe MPQ, pică bomba și cred că se alege să se pușeze banana de către la un X acolo. Xelo și Curaga mai fac ambii câte o eliminare. Ultimii 2 jucători în apartamente din partea celor de la Dinamo, rămași în viață. Capsan și cu Valencio la un X. Îl prinde pe Valencio și Capsan ultimul în viață cu Polarul. Vrea să salveze acel sniper, dar se duce după el la un X. Nu vrea să lase să fugă cu el. Nu își dorește acest lucru, dar nu cred că o să mai... Și mai vin și restul de 2 jucători care se îndreaptă către site-ul. Ar putea Rene, dar nu se întâmplă acest lucru. Să le elimine acolo pe Capsan, să prindă un timing în librărie aici. O să apese acest lucru. Dacă se întâmplă, îl prinde BTN pe MBQ. Raga și el cu eliminare, se bag prin smoke. BTN cu o eliminare prin smoke, double kill-ul pentru acesta. Iar Caps bomba tică e. Au defuse kit-ul, la un X face o eliminare. Double kill-ul pentru la un X. Direct peste ei se aruncă la un X. Vrea să termine meciul ăsta odată. Vrea să termine, bun. BTN în apartament, e prins aici și eliminat de MBQ. Mai au? Ajung foarte repede în inferioritate numerică aici Nexus, pică și Rene. Deja 2 jucători eliminați de la Nexus. Restablește din nou egalitatea, 12 la 12 între Nexus și băieții de la Dinamo. Se face intrarea la B aici. Zed acolo direct peste la un X în ruine. BTR prinde 2 oameni, mai are un jucător în side. Nu cred că îl știa și pe acesta. Iar Vale se așteaptă Xelo la poziția lui Valencio aici niciodată, dar reacție mai bună pentru Xelo aici și le elimină da, pentru pe... Rene. Prinde Xelo acolo pe Fida, ultimul rămas în viață Zed, se cala 22 HP. Să vedem, se bagă Xelo peste el foarte agresiv, îl prinde. Și oare are timp de defuse acolo? Are timp de friendly. Aici
prins. Xelul și cu la un X. Mai degrabă la un X face refrag. Aruncă smoke-ul în fața lui Z aici, la Z. Smoke-ul pentru CT. Se bagă raga prin smoke, n-are absolut niciun fel de problemă. Reușește să-l prindă pe Z. NPQ cu double kill-ul, pică și el la un X și raga la site-ul B și... Rene. Prins aici de cap în Xelul, ultimul în viață. Să vedem ce o să facă. 1 versus 2 Xelul. Aruncă smoke-ul pe bombă. Prins de NPQ din CT. Eliminat 13 la 3. Xelul și cu raga. Îl prinde Xelul aici pe cap să nu-l elimină. Marată, 3 jucători în apartamente, încasează headshot-ul aici și Fida, dar nu prea poate, dar multă pagubă. Xelul cu încă un headshot, pică Z, BTN, îl elimină și el pe MBQ și 2 versus 3 în momentul de față, ultimul rămas în viață. Fida eliminat de Rene și... Cred că Raga și Xelul, da, am zis bine. Îl elimină Raga pe MBQ. Pică o armă din partea celor de la Dinamo. BTN și cu la Unix. Din nou vizați aici la site-ul pe BTN cu fragul pe Valencio. Ultimii doi rămași în viață. Ultimii trei rămași în viață de la Dinamo. Pică BTN în site. La Unix cu acela ca. Reușește o eliminare. Z cu refragul pe Lau. Se plantează bomba. Pică Z acolo. Eliminat prin smoke. Se bagă peste el, îl așteaptă să greșească. Se întâmplă acest lucru. Face picul observat de Rene și nu-l verifică. Să vedem dacă face picul Capson la un X. Aproape să prindă doi jucători aici, dar îl elimină pe Capson. Pică o armă. Fida și cu NBQ, ambii cu o eliminare. Ultimul în site-ul la Rene eliminat și se plantează bomba aici de către Z. Dinamo Eclot. Eclot. E mai mult Xelul cu celălalt AVP. Capson îl prinde aici pe la un X, îl elimină. Dar se aruncă smoke-ul în față. Pică și Raga acolo sub gloanțele lui Capson prin smoke. Acel smoke a plecat cu ATV-ul adevărat. Un kill pentru Xelul, o pică Capson acolo. Iar restul de 4 jucători se îndreaptă către site-ul B, unde este doar BTN de unul singur. Foarte avansat în acest smoke. Să vedem dacă se așteaptă băieții la acest lucru. Îl prind pe BTN aici. Xelul și cu Rene, ultimii doi rămași în viață. Rene reușește să elimine un jucător. Mai are aici Xelul încă 3 în site. De eliminat Fida la prima cutie, un jucător la Yoyo și încă unul la negreală. Să vedem Xelul. Fragul pe Fida. Vine și Rene cu fragul acolo pe Valencio, ultimul rămas în viață. Z eliminat de Xelul și câștigă Nexus 16 la 14.